Bună ziua, prieteni! Prieteni, azi merg la bucătarul. Am înțeles că am cumpărat o oaie toți și am zis eu cu Uru să cumpărăm și noi jumate asta, să pregătim, să dăm drumul la grătar. Dacă tot e sâmbăta, să facem și noi un grătar așa frumos cu oaie. N-am mai făcut de mult de când a fost Leo și patroana acasă. Așa că hai să vedem cine e aici, că am auzit că sunt mulți doritori și am venit repede să nu rămân fără oaie. Așa că să vedem cine e aici. Oh, Doamne! Uite cum rămân fără telefon. După oaie. Cutuna! Unde e oaia? Nu mai e oaia! Cum nu mai e? Păi am anunțat pe... Am anunțat pe vlog, cum? Am luat-o clientul. Am luat-o eu, bătrânul. Păi de unde e clientul? Că eu știam dinaintea mea ta. Aici am dormit, unde dormi? Păi cum, m-a sunat bucătarul de dimineață. Ai venit la timp, asta e lui. Care e oaia? Dacă tu ai venit, o împărțim amândoi. Păi ce împărțim? Ce mănânc eu, ce mănânci mata? Păi tăi așa. N-ai ce să faci. N-ai venit la timp, s-a dus. Bă, bucătare, a făcut-o de oaie acum. S-a dus. Păi e de oaie, nu de oaie. N-ai venit la timp, s-a dus. Ai făcut-o de oaie? Ia uite ce claritate are lumina la telefon. Fii atent că aici suntem pe contul lui nașul tău, Leo, și vede lumea că... O, Doamne ajută, mulțumim! Vede lumea când ai zis că luăm oaie și acum nu mai e oaie, ia țapă! Nu e oaie, uite oaie acolo! Păi ce ne ajunge? Am grumit, mai grumim și noi, tu crezi? A, păi am crezut că rămân fără oaie, mă gândeam ce mai mănânc astăzi. Și așa n-am... Suntem pe canalul nașul! Aha. Uite aici câtă oaie! Cu ce mănânci azi? Uite, pune! Da. Acolo, o oaie adevărată! Adevărat! 50 de kilograme carcasă! Uite, adevărat! Mamă! Arată-i asta! Vă știți că eu n-am mâncat deloc ca să mănânc oaie! Păi nici eu, am stat toată de azi dimineață, să plecat pe drumul după oaie! Păi știu că m-ai sunat și ai spus ei, am zis da, iau! Și l-am întrebat pe ursul! Zice, ursul, da, du-te, iau. Astăzi dăm drumul la grătare. Ursulică, Martinică, să vin coa. De ce venim în coa? Facem grătările la noi. Face fiecare acum la ei acasă. Acum foc aici, ce să faci? Oamenii iau clătirea, să facă la ei acasă, să facă la ei acasă. Ia uite, nu, înseamnă că le curești, dar pe ce? Dacă ei iau plăcerea să... Dacă au plăcerea, da, hai, de frate. Deci asta e oița, nu? Da. Văd că aici se pregătesc grătare, ale, tu și cum iau cu o părțiți pe jumate. Dar ce ziceți voi că eu am și lăutari acasă? Unde unde cântă? La vecinii mei, acolo aproape, frumos, uite, am lăutari. Uite flașca, adevărat, cum vrea Leonardo al tău. Cum vrea Bobița. Bobița. Adevărat, cu grăsime. Bobița l-a lăudat toată lumea așa. Ai văzut? Numărul 1. De tare. Nu am luat niciodată așa berbec de asta. Oaia mai luat la 60 de kilograme carcasă. Câte kilograme a avut? 50. Eu fix 50. Fără cap, fără organe. Original. Fă-ți și tu o promovare aici de canalul tău, zi. Prieteni, vreau să vă abonați și la canalul meu, Leo Leonardo de la Strehaia, și la bucătarul Leo de la Strehaia, și la Lumina de la Strehaia. Mulțumesc, mulțumesc. Da, prieteni, așa e. Vă rugăm frumos să vă abonați și la canalele noastre, la bucătarul Leo de la Strehaia, la Iancu Jianu de la Strehaia. Și... Da, Iancu Jianu, uite. Da, și vă rog să vă abonați și la TikTok-ul meu, vă rog. La TikTok? La TikTok. Păi cum se numește TikTok-ul mata? Iancu și Ianu, face și el tap-tap pe muzica. Pe muzică, par, ți-am avântat Alin de la București. Auzi, ia să te intri să faci meciul. Mata cu Maria. N-are 1000 de abonați. Așa, prieteni, vă rog să vă abonați la TikTok-ul lui domnul Iancu Jianu. Și la Luminița. Eu am TikTok, dar nu fac meciuri. Să vedeți cum intră în live pe TikTok. Domnul Iancu Jianu. Camelia. Îi face mie. Păi te-a văzut și pe tine. Dați-mi mie oaia să plec. Păi te-a ce facem?
Da. Împărțim? Da. Jumătate. Alea, mă, ce mai bine că azi. Destul. Păi știi cât are așa? Are 13 kg. Hai bine. Picior de asta. Hai. Din parte eu vă scot cotrete la tot. De coastă cât de 1.250.000. A, ne-o tranșez aici? Da, hai, dacă vreți o tranșez, dacă... Da, chiar te rog. Dacă tot am aici... Mă, te beau și eu un vin luminița, să trăiesc la mult ani. Și mă, ta. Să trăiască Leo. Hai bine. Și nu mai dai cu ele, mi-a plăsat și gata. Ai usturoi acasă de mine. Că-i zici că n-ai mâncat nimic toată ziua. Am păcat. Ia, ăsta e usturoiul ăla. Uite cum îți așa și usturoi ca să... Uite grătarul acolo, merge. Merge fumul la rânze în forță. Merge. Toată noaptea, s-a dus toată roaba aia de rumeguș. S-a făcut rânzele, s-au uscat. Hai să vedem. Ce faci cu alea lui mamă ta? Au rămas verzi acolo. Da, să, și cred că și se strică. Uite, uite asta lungă lui pătrână. E pietroi. Da. Uite tot cum știu. Da, mă, urmărit anul că așa ceva cu ei. Că l-a fost făcut spate. Urmărit. Aaa, da. N-ai că e bagi. Urmărit, a urmărit. Așa, hai să punem asta cu asta să nu... Hai să vedem că luminița le urmărește. Atunci ce facem? Punem jumătate banii, nu? Da, da, da. Pe lungă, de fie în calabine. Da, da, știu, stai să nu iau asta ceva. Urmărește să nu pune omul dincolo la el. Așa, așa, așa facem. Hai, hai să-l urmărim. Vezi că suntem pe fază, jienii. Da, pe fază, stai. Ăsta bucătă. Oh, Doamne, uita-i. Ai uitat? Așa filmam eu. Aici, partea noastră. Uita-i, uita-i. Dar bucătărul are voie să filmează. Păi dacă e bucătar. Da, el are voie. Și eu n-am voie. Te filmezi aici pe cutunița. Nu bine ar trebui să facem niște cârnați. Și m-a anunțat patroana. Mi-a anunțat patroana, trebuie niște cârnați uscați. Prieteni, acum am terminat cu pofta lui patroana cu rânzele. Acum vrea cârnați. Da. Ce facem cu tine? O să facem și pofta ei. O să facem 10-20 de cârnați. O să facem. Face. Din ce? Uite aici când am berbec. Păi ce facem, de oaie? Nu facem de oaie. Ce faci, bucătării? Păi ce facem? Păi ce faci? Bine că m-am întors cu camera la timp. Jiane, păi da... Dacă băuim un par de mic... V-am lăsat acolo, paznic. Ia uite, mă. Pune acolo, acolo, în partea de la noi. Ce faci că te iei? Furi de la... Uite, își punea ceafa de la oaie, vezi? Și așa, Bobi, se așteaptă acasă, fleașca. Așteaptă? Bobi, mine, mi-e sună pe toți, în parte. Mamă, deci dimineața... M-a sunat de mesaje să-mi spună, mami, vezi că telefonul nu merge încărcătorul la stație. Dimineața când se trezește, ia toată agenda la rând. Da, și sună la, știe, pe la mine toți. Cum făcea patroana? Nu mă sună, că știe că dorm. Mine nu mă sună. Sună pe mama, sună pe Dănuț. Sună pe toți. Da. Pe mine mă sună numai seara. Pe voi, dar îl sună pe Cătălin. Da, primul bucătarul. Pe mine numai seara mă sună. Și zice de stație, nu merge stația asta. Mă nebunii cu stația. Da. Botarul celofană. Cine celofană? Cine aia celofană? Cum ai celofană aici? Ia. Aveți aici pe care vrei. Vezi cu astea. Identice vă împar și asta ceafa toată și aia zi. Spetia aia vă fac la fel. Hai. Și tu, Anitar, eu prima le pun așa. Da, da, așa. Hai. 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 Nu mi-ajunge nici pe o măsea. Și te rog să urmărești. Urmărești acolo. Auzi câtea, nu mi-ajunge nici pe o măsea. Păi dacă ți-am luat două tine de carne, e terminat. Mă, lumină, te mai ce carne multă, că erai cu dieta, ce ai făcut? Acum la oaie cu tână, ce să fac? Fac dieta. Puteai pregăti, nu e fiu pregăti, să fie pregăti. Astăzi vreau să îmbolnăvesc vecinii cu mirosul de oaie. Păi stai ce, mă, a pus maică-mea niște unturi de la oaie pe grătar, mirosea toată curtea. Mă, pustului ăsta prea mărunt e, nu pot să faci. Ăla e bun, ăla e de mărunt, tare. Uite, te plichisești-l curăț aici. Uite, adevărat. Adevărată oaie, a? Da, te pune la inginer. De la capul de alu. Maria, unii? Lumină, ce tu nu știi că omul care a cumpărat Cătălinul aia asta, berbeacul ăsta, ce e? Este un prieten de pe YouTube. Serios? Da. Ia uzi, ce bine, vezi? Hai. Unde a fost după oaie bucătare? La capul de alu, sus. Uite cum o parte exact așa pe mijloc. Da.
să nu vă certați. Așa, așa. Ia să găsești una când o să punem pachetul Leo și lui patroana. O oaie. Asta era bunătatea. Asta, dar nu mai ducem pachet acum. Luna care vine, Lasă-mi facem rost. Dacă ce-mi noi oi pentru patroana. Faceți rost până atunci, auzi? Ești bucătare. Până asta avea. Se găsește. O gelina. Dă gelini și bucata, e? Da. Pune aici. Asta cu picior, poate de la lui. Asta cu picior, păi eu mănânc picior. Păi așa bine, tu faci tu acasă, cum vrei? Fă-mi aici, tranșează tot. Tu tranșezi, nu? Da. Alegeți care vrei. Dacă mai avem aici, cum, nu tu ei? Aia pune și alea în stâlea. Așa, una. Florin? Am furat ceva. Aici mai avem așa. Ce ai furat? Asta e. Am băgat și așa, mai avem o bucată. Uite, și bucata aia în parte. Da, mai e drumul. E frumă, nu că... Dar nu a camelia de bani, cum? O să strigăm după aia să-i camelia? Da! Auzi, vorbește, aia, tot camelia. De acum înainte eu strigă așa după aia. Te rog, chiar te rog. Unde-s șupercuțele și alea? Ocupă-te și tu să pun pe grătar. Hai. Mamă, până și aia ați împărțit, tot. Cum? Vede, ursul ne omoară. Deci, bă, ce ați vrut? Ați înșelat muierea? Dacă se vrea ficat, îi dăm ficat de aici, că avem. Dacă vrei ficat, avem ficat. Păi sunt de oaie, de ce sunt ficații? De porc. Nu, nu. Hai, așa alegeți mie, zic care... Păi nu, știu care vreți acum, indiferent. Mie indiferent. Ia aia cu piciorul, gata, care trebuie să iau. Hai, dăm cu piciorul. Da. Auzi, dacă zice să cutuna... Ia nu te dă piciorul, piciorul. Ia. Hai, Rugelu, ce cauți acolo? Vrei și de la el acum. Hai, iau pe aia, iau pe aia. Ia, cum e piciorul meu? E bine, dar aici nu ai loc deloc. Și aici, la Gianu? Atunci iau pe aia. Dacă mă controlează, bagă aici. Iau pe aia. Hai, bine, lasă. Hai, bine, dă-mi pe aia cu piciorul, mă omoară bărbatul meu acasă. M-a trimis după oaia, m-a lăsat. Dar pune cine pe aia în tele, pune aici. Îmi place, gata. Gata, deja v-a clar. Păi stai așa că Gian o mai luat dintr-a mea. Mamă, nu, eu m-a luat. Caută și o plasă. Mamă, dar ce cupe! Te-a tărăt, nu pleca, nu plec. Te-a tărăt, pe aici, oameni, te grătați, sau cu oameni. Da, trebuie să... Nu ciră. Păi ce mai lăsăm? Te vădă și oameni. Nu ce. Da, din nu-ți pune ciupercile astea, se rup tot. Cum nu-ți pune ciupercile? Uite, nu se ia cu așa frumos de pele, se ia așa cu bucăți, cu așa cum încep eu. Încet, încet. Uite. Am lasă-le și așa cu coajă. Nu mai lua coaja de pele, spală-le. Le spală mai târziu. Doamna Camelia, frate. Oh, dă duci cu ea pe jos. Nu, e aici. E. Bucătare și mecte, poate să-l fitură pe jos. Nu, bucătare. Vitură și la urmă vine nevastă, dar mă urmă și da. Vine nevastă bucătarului. Da. El deșmete, era picat, las-o acolo. Era mai bine să nu le dăm cărnița acasă până la dupan. Da. Așa ar trebui. Mulțumim, am spart în lemn de aici. Eu cu Gianu, putem plăti cu cardul. Da. Plătești cu cardul. Avem cardul, dar noi plătim. Ce are o ancă pungă, Andrală? Că plasa. Uite am una cu ea. N-ai lica ta, că mă necrășa, mă. Ce sunt, hurdii. Gata, am dat-o în țigăneală? Da. Am dat-o pe bulgari. Ce că, fac și eu. Auzi că nu mai se spune și înăuntru. Da? Nu e, mă, iar vezi acolo. Uite aia, ce e în aia albastră? În albastră. A, nu. Păi acolo nu-i toate. Păi dacă nu dai un pic de ficat la fata asta, te omor. Ia uzi, bonus, ficat. Care este acela aici? Da, da, Jeanul l-a luat în plasă, acum nu știu ce a luat acolo. Nu, la mine și mâine mai dai 200 de mii. Nu. Hai. Nu. No. Adică cum mai dai 200 de mii? Mai dai 200 de mii. Păi și eu ce mănânc, oasele? Nu, să te ajut că poate te grăbești. Nu mă grăbesc. Hai. Bine. Și Gianni acum te duci la ea ca să mănânci cu ei împreună din oaia. Da. Șmecher Gianni. Așa o duci acasă. Întreagă, nu? Da. Hai că bună idee. Păi iau și eu de la mine pe mărăta. Nu mai te duci la ei. Nu duci acolo. Frige tu ciupercile alea să vedem cum sunt. Trebuie să le spăl.
A, vezi că tu n-ai voie să filmezi. Oh, ce-am făcut? Ce-am făcut? Dar aprobare să știi unde să ștergi. Da, numai că șterg ca să știu eu. Păi nu, prima dată încerci, vezi dacă ți-a aprobă. Știu că așa făția Leo pe canalul lui. Prima dată încerci, vezi dacă merge bine, dacă nu, nu. Așa le mulțumim la prieteni că ne urmăresc în fiecare zi pe toate canalele. Chiar le mulțumim. Dreptul la canalul Andriu Sârfi, în adevăr. Da, chiar, ia filmează și tu să fac și o treabă, să nu treacă timpul. Așa, te rog frumos. Uite, mi-a murțit mâna pe telefon. Așa mi-a murțat și mie deșetele, nu mai puteam să le mișc. Usturoiul e mărunt și nu pot să-l curăț. Vreau și eu neapărat telefon ca asta. Bucătarii, aveți bine ce faceți acolo cu ălea. Pe unde hai mă, Leo, dar ne permite noi telefon ca asta. Păi are 4 ca 60 de fremuri. Păi da, dar pe și telefonul. Uite, fii atent că și eu nu vom să vorte cu lângă plasa mea. Vezi că e vulpea, ai grijă. Ai grijă, vulpea că se plimbă. Păi vulpea se plimbă să vadă dacă-ți găinile dorm. Da, și dacă... Și dacă e cocoșul sculat, atunci nu mai intre la cu ăla găin. Ai grijă cu ieșia. Uite, uite, toată ziua asta cu mâna pe picior. Când îmi vedea măria mea, nu mă dădea cu flori. Facă la grătar, ăsta-ți lasă așa, să pui pe grătar așa. Lasă să stai lumea. Hai, Crico. Ăla s-a uțit pregătești și ăsta, ce-l tăi n-ai o să ieși. Păi și pe ăla, hai, fă-l așa, nu așa, mă vrei. Auzi, și-a zis Cătăline, să mănâncă și gurița ei, auzi. Da, da, gurița ei. Dar da. Cine ducem noi grijă de gurița ei să-i dăm cărniță să mănânc? Să nu dăm și ăla bărbătul. Dar cum ai scăpat tu să nu vină Bobby cu tine? Bobby a rămas acasă cu bunica Anca, a zis, mamă, ține că mă duc, a rămas fără oaie. Da, cum dacă mai știu că e un pic de aia. Mamă, nu știam pe unde să mai apuc, nu găsam pile de la mașină, venim cu pile. Și venim să luăm bucătar o altă idee, că nu vrea să mai văd de la niciun. Serios? Să rămân eu cu jumătate și nu mai știu. Nu mai vine, când am văzut carne așa, faină acasă, nu mai vine să luăm. Eu. Dar nu știu cum de-a anunțat el dimineața. Dar bucătare, te-ai gândit bine când de aici, de ce? Ca așa ți-o plătim că o cumpărăm de la tine. Că dacă veneam și făceam pagubă aici, mâncam toți la tine, nu mi-a plătit nimic. Nu mai plătit nimic, aveți. Da, dar nu te-ai gândit la chestia asta. Auzi, lasă aia să fie pagubă. Să mâncăm, să fie și eu. Oh, ceapă pentru copii. Veneam cu toată familia mea, tu dai seama câtă pagubă făceam. Lasă aici că mănânc mai târziu. Mânca numai alea, ale mari, cum zice el. Da, frate. M-am mâncat bobici. Am mâncat o bucată mare de jniță, zice. S-a mănânc eu preașca asta mare. Dar mănâncă bucătare. Am zis ce Mărie, de ce dă-i copii? Ieri a zis în mașină. Îi făcea așa, nu știu. Îi făcea să-mi se vorbească. Da. Eu dă-i în copii? Dă-i în copii. De pâră. Ai pus cărbuni cu tuna, că am un sac de cărbuni. Am pus acolo, da. Însă grătarul ăla nu prea să prezintă bine. Tabla aia nu mai stă ai, bine. Terminița. Uite, uite, flașca. Flașca asta. Da, da, gata. Aia. Și ăsta e da la... La un tunică Martin. Da, da, fă-l așa cum îmi făcea patroana, bucătare. Hai. Așa, fă-l așa. Bucăței. Așa, să-l lași să pui pe gătar așa. Da, da. Un tunică Martin, urmară să mă răs. Așa, Martinică. Ai puiul meu, ursulică. Ursulică Martinică? Da. Da, a crescut de mic. Știu. Bari, ai stat aici, dacă o făceam fără tine, spuneai, i-ați luat din ea. Nu, mă, asta e atâta. Păi. Cât credeai? O mâncați într-un minut! Mă, Lumină, dar nu cumva furi din tava noastră de acolo, pui la tine. Dacă mă duce gândul. Vezi că nu ți iasă, avem camere pe aceea și eu... Ce mașina e? Ce mașina e? Nu, păi, am glumit. Aaa, și iare. Glumețule. Oțul dacă nu grumește, nu fură. Oțul dacă nu grumește, nu fură, e? Și dacă prinde și eu, nu mi-au grumit. Aia. Păi, da. Adevărat. Adevărat lucrare, nu uite lucrare. La... Dar ți-a mai plătești 50 de lei manopera, Lumina. Da, și eu plătesc-o. Lumina, de ce ai mai pus pe el să facă bucăți? Că trebuie să mai dai 50 de lei manopera, că... Da, că tăiat, că a făcut.
Sau dă-i o creatiță, ceva. La mine e o plasă, mea să nu stai. Ai matat mănânci pe amata aici, oaia, am matat și o altă. Pune-mi mine, că e mâine, pune și mi-i trebuie lumina. Cu el. Iane, cu oaia matat la bătătate. Dar mi se pare că și ea nu are mai multă oaie decât lumina. Da, uite, el are mai multă bucătare. Hai cu o cântărim, dacă vrei. Hai cântărim, hai pune. Da, nu, da, pune și mie aici. Pune, pune vin. A, uite ăsta la patroana, de când a plecat patroana la tușcherie. Atunci să știi că vine patroana, dacă cântărita îți dă la al patroanei. A, da, 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 pe ăla. Uite, mă, luminița, că e. Gata, vine patroana de la tușcherie. Vine patroana, că iau vas înapoi. Da, 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 da. Ia uite, mă, ce mă, ce nu faci? Acordion, uite. Lăsa pun acasă, lăsa pregătesc. Ce ți-a zis, doamnele? Că a văzut ăsta la tine. Da, păi am zis eu, am zis pe blog, nu e al meu, e al lui patroana. Stai, dați-vă mai la o parte, ustați așa. Uite, mă, ce e așa? Lumina pune usturoi din... Uite, mă, pentru ursulică, martinică, mă. Pentru ursulică. Pentru ursulică se trăiască, șeful meu. Gata, dau drumul acasă la grătare. Stai, mă, ai și muzică. Am și muzică. O farfurie ești pentru mine, că mi-e foarte. Ce o farfurie e mică. Aoleu, voi, dacă mai stau mult, eu de să cu doamna să plec, dacă mai stau mult, nu mai plec cu asta, cu vasul gol. Ca să facă frumătate. Uite, Raider venit, deja a luat osul ăla, îl mănâncă. Da, Raider. Pentru că vine urmă. Iarăși mâine, de ce am răcit? Da, țin cine să mă ducem peste, că îmi doresc mașina lui nașa voastră și mi-e sau aia. Vezi că e staniol acolo ceva în casă, dacă nu ia ciolofan de-aia. Uite, uite, lumina, vină-mi cu aia. Vină-mi cu aia, ia. Lumina, ia asta. Că te grei, mă. Unde? Eu nu stau, eu plec. Păi, a, pă. Că nu fac pe altul. Eu pe bune, n-am benzină până la matale acasă. La vizare. Ce benzină? Lumina se plimbă pe canistre, lumina. Vezi că miroasă la oaia, acum dă ăsta la o parte. Are benzină multă, serios, ia cu șia în o casă. Care geacă? Asta moale, ca să stai aici, că e frig. De unde e asta? Unde-i găsit-o? Pe unde mai bagă acum mâna plină de un oaie? Păi, zic asta. Că păi, dă-ți... Gata. Ce faci, lumină, mai un fășoi? Miroasă în mașină și mi-o... Uite, veni Denisa. Denisa la oaie înainte, a? A chemat-o cum? Luminița, nu s-a trebuit eu. Tati, Luminița! Ce nu te rog, mă? Aia mai ninglă o masă. Te folos de-o. Hai, primi tot cine acasă. Prieteni, am ajuns acasă. Copiii da, deja au instalat mesele frumos aici. Ia, Albina, filmează da? Și mie puțin, te rog eu. Așa, să duc la bucătărie cu aia. Vin după tine? Hai, da. Hai, da. Băieți, așteptați-mă să nu faceți înaintea mea. Da, noi acum făceam limonadele și sucurile ca să servim lumea când că vine lume. Asta vine așa bucătăua, tot. De gata, acum dăm drumul la grătare. Ia lumina. Mă duc să... Păi ce, dacă e muzică, muzică, lăutari. Da, avem un lăutar gratis astăzi, prieteni. Noi aici acum rămânem, pregătesc eu oița cu usturoi cu alea și revenim, vedem pe al cui cont revenim, pe al lui patroana, pe al meu, pe al ursul, vedem ce facem. Prieteni, da, am filmat acolo tot. Prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit și fiți cu ochii în patru ce facem pe alte canale, cum mâncăm oaia astăzi. Pa, pa!